Bună ziua, dragi scorpioni, și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea ce vă așteaptă pe voi în luna ianuarie anului 2022. Și vom începe cu oracolele. Pentru voi este o lună de protecție, este o lună în care voi sunteți protejați. În mod normal, nu o să aveți dificultăți foarte mari și dacă aveți câteva dificultăți, sunt mult mai mici față de ceea ce se evită să se întâmple în viața voastră. De preferat este să fiți atenți la semnele pe care le întâlniți, de exemplu, nu știu, când vreți să scoateți bani și să mergeți undeva și niciun bancomat nu funcționează sau când ori pe unde mergeți, vedeți numai verde la semafoare, asta înseamnă că sunteți în direcția bună sau fiți atenți la penele pe care le vedeți pe drum. Lucrurile acestea de regulă sunt semne la care voi trebuie să fiți atenți înainte să se întâmple ceva negativ, cu toate că sunteți protejați și se evită pe cât posibil, este bine ca și voi să fiți atenți la aceste semne. Bun. Văd că pentru voi intuiția voastră se va dezvolta destul de puternic. Și este foarte întărită de ceva ce voi faceți cu mâinile. Deci s-ar putea ca voi să alegeți să fie să pictați, să desenați, să construiți, să faceți ceva efectiv, să fie faceți ceva handmade, fie puteți picta lucruri de această natură și chestia asta vă activează foarte mult intuiția. Nu-mi dau seama exact cum și de ce, dar se întâmplă la voi. De asemenea, fiți atenți pentru că voi o să aveți tot felul de semne, după cum ziceam mai devreme, de semne. Atenție pentru că voi o să aveți flash-uri, voi o să auziți lucruri care ori nu sunt acolo, ori le interpretați într-un cu totul alt mod pe care oamenii nu vor ca voi să-l vedeți, dar cu toate acestea este adevărat și de asemenea se poate să se întâmple ca efectiv gura să vă ia pe dinainte și să spuneți niște lucruri la care niciodată nu v-ați fi gândit și voi puteți fi mai degrabă pe modul ok, nu am vrut să zic asta, dar de ce am zis asta? Că mie nu mi se întâmplă lucruri de acest gen și asta este o formă a intuiției și asta este o formă a abilităților de care puteți să da dovadă și este bine să vă dați seama ceea ce sunt, pentru că nu are rost să vă învinuiți pentru ceva ce simțiți sau ceva ce apare involuntar. Este mai bine ca voi pur și simplu să analizați și să înțelegeți că asta este intuiția. Puteți să analizați cât de mult doriți, dar ca și scorpioni, intuiția voastră este foarte, foarte puternică în momentul în care și credeți în ea. În momentul în care nu credeți în ea, este ca și cum vă ghidează exact pe dos, numai să vă facă în ciudă. Deci, da. Așa, mai departe, să trecem la celelalte cărți, așa. Este nevoie ca voi să vă deconectați și este nevoie ca voi să petreceți mai mult timp pe acasă. Dacă locuiți în alt oraș față de părinții voștri, este bine să le faceți o vizită și să petreceți cât de mult timp cu ei. Dacă vreți să plecați din casa părintească, nu este un moment bun, dar este decizia voastră ce faceți. De asemenea, indiferent de ce decizie veți avea, veți fi foarte impactați în această decizie pe capitolul finanțe. Atenție foarte mare că s-ar putea să vă băgați în niște cheltuieli pe care nu le puteți susține pe termen lung, deci aveți un pic de grijă în legătură cu acest aspect. De asemenea, vreți să aveți grijă la datele de 15, la datele de 2, 4 și 8. De asemenea, și la 24 aș mai vrea să vă atrag atenția. Ok. Cred că deja am început să obosesc un pic. Ca la atâtea înregistrări, dar mergem înainte. Ok. Avem îngerul Francesca și ne spune ce dorești în acest moment, vizualizează și se va împlini. Negativitatea te va împiedica să mergi înainte. Este cazul ca voi să deveniți un pic mai optimiști și să credeți. Și îl avem pe Daniel, îngerul căsătoriei și te sprijin chiar acum. Atenție că voi s-ar putea ca brusc să începeți să aveți gânduri în legătură cu căsătoria sau să vă gândiți la o persoană potrivită pentru căsătorie dacă nu sunteți încă
la acest stadiu și să vă puneți întrebări dacă sunteți în acest stadiu momentan. Deci cei căsătoriți se vor întreba, ok, e persoana potrivită lângă mine, pot face ceva din această căsătorie să fie lucrurile mai bine, iar cei care nu au încă o căsătorie ar putea brusc să înceapă să se gândească la ce frumos ar fi dacă s-ar căsători, dacă ar găsi persoana potrivită. De asemenea, avem îngerul vocal care ne spune copiii tăi din de pe pământ și din ceruri sunt îngrijiți de Dumnezeu. Ok, să vedem mai departe. Este momentul ca voi să practicați gratitudinea pentru tot ceea ce aveți. Este momentul pentru un detox și de rețelele de social media, dar și pentru corp, aș zice eu. De asemenea, trebuie să conștientizați că voi sunteți iubiți de aici și cum voi nu conștientizați cât de iubiți sunteți de părinții voștri și efectiv nu vreți să vedeți chestia asta. Este timpul potrivit să dai naștere unor idei și situații noi în viața ta. Eu te veghez, te călăuzez și te protejez pe cursul acestor schimbări. S-ar putea ca unii dintre voi pur și simplu să, pe bune să începeți să vă gândiți la începutul unei familii. De ce? Pentru că aici această femeie este însărcinată, deci da, s-ar putea ca și voi să începeți să vă gândiți că ar fi cazul să vă așezați la casa voastră și ar fi cazul să începeți să o luați pe drumul căsătoriei. Și mai avem Tereza, gata, ai fost atât de ocupată cu satisfacerea nevoilor altora, însă acum e vremea să te oprești și să ai grijă de tine însuți. Chiar dacă este vorba de voi înșivă, este mai degrabă vorba de sentimentul de stabilitate pe care vi l-ar aduce să aveți o conexiune stabilă. Unii dintre voi, efectiv, sunteți la stadiul ăsta, n-am ce să vă fac. Așa? Sunteți destul de mulți. Așa? Și apoi avem Fiona. Acum, fiindcă ai chemat îngerii în ajutor, deschideți sufletul să primești călăuzire și sprijin divin. Meriți ajutor din ceruri. Chemați îngerii în momentul în care aveți nevoie. Bun. Aici nu... Cred că dacă și aici mai iasă o carte legată de copii, este cam clar mesajul. Hai să vedem totuși cine iasă. Familia. Da. Exact ce am zis. Exact ce am zis. Această situație își are rădăcinile într-o experiență emoțională cu un membru al familiei pe care îl poți ajuta să înțeleagă și să se vindece. În gând și în inimă, înconjoară acea persoană și pe tine și experiența cu o lumină albastră, liniștitoare și cu mulți îngeri, fi deschis către darurile cuprinse în această situație și simte pacea lăuntrică. Totuși aici cred că voi v-ați format o imagine a voi fi stabil atunci când voi avea o familie, mă voi simți mai bine atunci când voi avea o familie, mă voi simți în siguranță atunci când voi avea o familie și efectiv acum ar fi momentul și o să aveți de face cu câteva momente de umbră legate de familie în care veți realiza niște probleme care nu au fost vindecate de foarte mulți ani și abia acum veți începe să le vindecați. Observă semnele. Da, semnele pe care le-ai primit sunt trimise din ceruri. Noi lăsăm în drumul tău pene, monede și alte semne pentru a-ți aminti că ești iubit și că nu ești niciodată singur. Și încă o carte. Belșug, pentru a vindeca situația financiară, în primul rând, lasă în seama noastră grijile privitoare la bani. Te vom călăuzi să vezi cum poți crea și accepta belșugul. Pe măsură ce vom lucra împreună, situația ta financiară se va vindeca în funcție de viteza cu care vei accepta. Ok. Hai să vedem și din acest pachet ce mai avem. Deci, da, mesajul e cam clar pentru voi. Sprijin. Oamenii vin în viața ta pentru foarte multe motive diferite. De la câțiva vei învăța și vei trece peste, în timp ce alții vor face același lucru în sens invers, alții rămân alături de tine în toată viața. Aici este vorba de a crea cu cineva cu care să rămâneți toată viața. Apoi avem relații. Relațiile sunt doar o oglindă a vieții tale, cum te tratezi și cum te vezi, la fel ca și cum reacționezi și răspunzi la diferite situații și oameni în jurul tău. Fii atent, pentru că fiecare relație este o nouă oportunitate pentru o creștere sufletească. Da. Hai să vedem totuși cărțile de sfat, dar oricum mesajul pentru voi este destul de clar, n-am ce să-i fac. Așa.
Ok. Fii mai jucăuși. Și asta nu înseamnă că dacă voi începeți o familie, nu mai puteți fi jucăuși. Este pur și simplu vorba de a integra aceste lucruri. Este bine că voi să petreceți timpul acasă. Asta vă va ajuta să vă simțiți mai în siguranță. Iubire. Ok. Nu mă așteptam la asta. Da? Ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă aici? Cred că voi ați rămas un pic prinși pe o persoană din trecut, pentru că altfel nu știu să-mi explic toate chestiile astea și o să explic de ce. Pentru că voi vă gândiți la o persoană, la o persoană din trecut, dar acea persoană pentru voi acum pare prea sus și pare că nu ar vrea să aibă de-a face cu voi. Atenție foarte mare, pentru că aici sunt doar niște gânduri limitative pe care voi le aveți și nu este neapărat cazul să credeți asta. De asemenea, aici este cazul să gândiți logic și să faceți pași concreți dacă vreți să aveți o șansă cu acea persoană, pentru că altfel nu aveți cum să aveți șanse cu acea persoană. Încă un mic aspect pe care vreau să vi-l... de care vreau să vă avertizez este pur și simplu faptul că voi, pe de o parte, vreți să începeți o viață de familie, pe de altă parte nu sunteți siguri dacă într-adevăr asta este ceea ce vreți sau este doar o toană care vă va trece foarte curând. Sincer, acum văd cărțile aici, ar cam fi momentul ca voi să vă stabilizați la casa voastră dacă nu ați făcut-o încă sau dacă ați trecut de un divorț. Poate fi momentul în care voi să vă întâlniți pe cineva să vă stabilizați la casa voastră pentru a doua oară. Dar problema este că voi veți avea tendința să dați mai mult înapoi decât înainte și să rămâneți de unii singuri. Problema nu ar fi că mai rămâneți o perioadă singur, ci mai degrabă este problema că veți avea tendința să înlăturați această persoană care este potrivită și care îmi apare ca și cum ar fi undeva în jurul vostru în perioada asta. Deci, pentru cei care vreți să reveniți la o persoană din trecut și cu acea persoană să aveți o relație mai stabilă și să mergeți în direcția aceea, acum ar fi momentul să dați un semn. Pentru cei care vreți să, nu știu, începeți ceva cu o persoană nouă și credeți că ar avea potențial să fie pe termen extrem de lung, da, într-adevăr va fi, dar încercați să nu îndepărtați acea persoană doar pentru că voi ați avut niște probleme în trecut, da? Deci aveți grijă la chestiile astea pentru că veți avea tendința să lăsați astfel de probleme să apară și de aici vor apărea foarte multe discuții, foarte multe probleme și drame de acest tip, dar dacă sunteți atenți, le puteți evita. Și să vedem pentru carieră. Da, m-a auzit numai tulipse aici. Serios, m-am zis. Da, știm că ești în centrul atenției întotdeauna, dar nu e momentul tău. Hai la mine, brațe. Opa, 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 opa. Auci, dar nu mă zgâria. Eu te înțeleg că ești o răsfățată, dar n-ai cazul să mă zgâri. Dacă te iau în brațe. Așa, stai așa în brațele mele și să știi că lucrăm foarte bine împreună. Da. Așa. O chestie pe care nu pot să înțeleg la mâța asta este ce îi place atâta să stea cu capul în jos. Între Mauzi și cartea Spânzuratul nu e foarte mare diferență, doar că Mauzi e o pisică neagră și ăla e un om. Da. Așa. Referitor la situația voastră de la locul de muncă, vă văd destul de deconectați de locul vostru de muncă și vă văd cât mai dorniți să vă întoarceți la o activitate din trecut. Pentru unii dintre voi s-ar putea ca voi să fi schimbat domeniul și să fi realizat că domeniul în care sunteți acum nu este neapărat pentru voi, nu este undeva unde vreți să rămâneți și vreți să vă întoarceți la o activitate. Sincer, momentan n-ar fi bine să faceți această tranziție și o să explic de ce. Pentru că vi se poate oferi o ofertă chiar la fostul loc de muncă de care voi vă amintiți cu drag, dar atenție foarte mare. De ce? Pentru că nu acum și ar urma să vină pe undeva
sincer, după finalul martie, începutul lui aprilie, undeva, deci între finalul martie și începutul lui aprilie și luna august, voi ar trebui oricum să primiți această ofertă. La cum aș vedea-o pentru voi ar fi maxim în sezonul leului, deci, dar în afară de asta nu. Nu cred că se întindă pe mai mult de atât. Dar da, vă veți întoarce acolo și lucrurile vor fi bine, veți avea cumva o mărire de salariu și o înaintare pe poziția pe care veți fi angajat. Deci este un loc destul de bun în care să vă întoarceți, doar că dacă acum ați plecat de acolo, din locul în care sunteți, această ofertă, chiar dacă vă vine, nu o veți putea accepta. Pot să fie diferite clauze care nu vă permit vouă să ieșiți de la respectivul loc de muncă așa cum doriți. Dar asta văd pentru voi. Sper că vă este util acest detaliu și să ne revedem cât mai curând. La revedere!